Рождество. Папа! Кевин! Я потратила обслуживание в номере $967. Merry Christmas! Merry Christmas! Sing a song for the glorious season! Merry Christmas! Merry Christmas! Sing a song for a happy new year! Sing merrily, merrily, loud and strong! Welcome to victory season! Așteptând autobuzul, o țigară. Ceva obișnuit. Uite că a venit. Ca de obicei, abia am aprins țigara. Un ultim fum, încă unul. Hopa, am urcat. Ce? Vă deranjează ceva? Fumul. Fumul de la țigara mea. Fumatul în spații publice are urmări grave pentru sănătatea celor din jur. Încetează să-i otrăvești pe alții. Leapădă fumatul. Acum! Următorul spot este interzis minorilor sub 15 ani. Genul spotului. Horror. Spotul poate conține sinucidere. Ai să faci tu asta în fiecare zi? Promit solemn să-l duc și aduc. Să-l duc și să-l aduc pe Matei la liceu. Eu insist ca primii 2 ani să mergem la școala de lângă casă. Dragă, eu vreau să-i dăm tot ce n-am avut noi în copilărie. Îți face planuri, instalează un scaun auto pentru copilul tău. Vremurile s-au schimbat, dar Garofița așa și-a rămas. Unitate de alimentație publică de categoria a doua. Stimați colegi, avem nevoie de upgrade. Da, și o lustră de cristal, cum scade? Tu știi cât costă acum o lustră de cristal? Domn director, eu zic să desenăm pe perete 2 lepete. Propunerea au fost multe, dar inima domnului director cerea altceva. Eu știu cum! Haideți să interzicem fumatul, să respectăm și noi legea, dacă tot upgrade ați vrut. Pentru că în capul mesei stau nu lebede și perdele, dar oameni. Ei? Fix ca la Paris. Domnul director a înțeles că un restaurant modern și civilizat este un restaurant fără fum. Moldova iese din fum. Aerul fără fum de tutun acum e lege. Va urma o lovitură. O lovitură care mă va ține multe ore pe masa de operație, iar restul vieții în scaunul cu rotile. După lovitură, tata va începe să bea. Va bea până va pierde tot. Mamei va fi cel mai ușor. O greșeală banală poate distruge tot ce ai mai scump. Ai grijă cum traversezi strada. Tati, uite cum a devenit tobogan! Bravo, bravo! Tati, uite cum a devenit tobogan! Bravo, tati, bravo! Tati, uite cum a devenit tobogan! Thank you.
și eroul nostru a înțeles că omul modern și civilizat își protejează copiii de fumul de tutun și nu le dă un exemplu urât. Moldova iese din fum. Aerul fără fum de tutun acum e lege. Să fii medic în Moldova e și bine, e și greu. Nu-i ușor nici să pleci, nici să rămâi. Când pleci, îți iei doar amintirile. Nu întotdeauna și profesie. Cu fiecare lucrător medical acasă, Moldova e mai sănătoasă. Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Programul conține scene de violență fizică și limbaj licențios. Au, e cineva acasă? Uai, brate, dar unde-i jeniuța? Uai, dacă întâlniți dracon și-ai făcut un pies duen? Tak, noi îndocem să o salvăm pe jeniuța.